lumea scepticismului, prin lumea oamenilor raționali, a oamenilor care pot crede orice, în măsura în care au dovezi clare pentru a crede acele lucruri. În urma difuzării emisiunii noastre legate de economizorul de combustibil, știți dumneavoastră, era un economizor magnetic care se reducea consumul de combustibil cu până la 22%. O năzbătie cât se poate de mare. În urma difuzării acelei emisiuni, un prieten de-al meu, Vâlcu Valentin, nu este cunoscutul jurnalist, este un altfel un bun prieten al meu din acesta de internet, nu l-am văzut niciodată, mi-a sugerat să comentez produsele care erau scoase la vânzare pe un anume site. Veți vedea că este vorba despre niște năzbâtii, obișnuitele năzbâtii despre care vorbim noi în Cronica Scepticului. Poate că nu m-aș fi ocupat de acele produse, de acele obiecte, dacă ele nu mi oferă posibilitatea de a mai atrage atenția asupra unui aspect. Este vorba despre târgurile de inventică. Pentru că toate produsele pe care le veți vedea în continuare, și n-am luat decât câteva dintre cele prezentate pe site-ul respectiv, au fost premiate, au luat medalii la saloane de inventică din România, de la Geneva și de la Bruxelles. Este o problemă aici. Vedeți, mi s-a reproșat că nu m-am ocupat, n-am scris niciodată despre saloanele acestea de inventică. Geneva, Bruxelles, unde românii au rezultate de-a dreptul spectaculoase. N-am făcut-o niciodată. De ce? Pentru că aceste saloane de inventică nu oglindesc vreo valoare, nu răsplătesc vreo valoare. Veți vedea produsele pe care le voi prezenta. Ele au primit medalii, dar ele țin de o pseudoștiință de domeniul evidenței. Nu este nevoie să fii ultra-sceptic. Este suficient să cunoști așa o dărâmă de fizică. Dar multe institute de cercetare de la noi se înghesuie să participe la asemenea saloane. Costă bani participarea, nu plătesc cei care organizează salonul, participarea la aceste saloane, ci sunt plătite din banii noștri, ai românilor. Ba chiar, cred că anul trecut, un institut de cercetări avansate a avut medalia de aur. Pentru ce? Repet, institut de cercetări avansate a obținut medalia de aur la unul din aceste saloane. Pentru ce? Vă mai țin încă în suspans. Dacă e vorba de cercetări avansate, nu-i așa? N-am așteptat să fie ce? O cercetare de care? Avansată. E bine, a avut două medalii de aur, dacă nu mă așa, chiar cred că au fost două, pentru niște lămpi cu LED-uri. Eu n-am acum la mine, dar de obicei aveam o brichetă din aceea cu LED. Să merite bricheta aia, făcând o paranteză, o paralelă, o medalie de aur la un salon de inventică, ele sunt pe piață de ani buni de zile. Ori un institut de cercetare avansate se prezintă cu așa ceva la unul dintre marile saloane de marile, eu zic între ghilimele, de inventică și se întoarce înapoi cu o medalie de aur. Și pe urmă, la Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, se organizează o manifestare mare în care toți cei care au luat medalii de aur la salonul de inventică cu pricina au fost răsplătiți în fel și chip. Poate că sunt eu depășit. Poate că lumea s-a schimbat într-atât de mult încât criteriile, scara de valori la care apelez eu, să nu mai fie valabilă. Poate contează doar ce zici că faci. Am luat medalie de aur la un salon de inventic. Nu-i așa? Sunt valoros. Și nu lucrul pe care l-ai făcut. Poate vom discuta cu altă ocazie mai pe larg această problemă. Pentru că eu remarc în cercetarea românească lipsește o evaluare obiectivă. Știu că s-a lansat în urmă cu 2 sau 3 ani o idee foarte importantă. Se încerca realizarea unei infrastructuri întregi pentru cercetarea românească în care să vină evaluatori din afară, evaluatori obiectivi. Nu știu cum au mai evoluat lucrurile,
Dar senzația mea este că evaluarea se face nu cum ar trebui. Nu vreau să folosesc cuvinte dure. Dar haideți să vedeți. Să vă dau câteva exemple din acest mare inventator român. A luat medalie de argint la Inventica din 2010. Haideți să vadă, prietenii mei, o vedeți pe ecran. Iată diploma pentru un amplificator cuantic. Vă dați seama? Amplificator cuantic. Diploma, vedeți, are și sigla Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică. În stânga, acolo, jos. Nu i-a atras nimănui atenția această sintagmă, amplificator cuantic. Wow! Ce-o fi asta? Păi haideți să vedem. Este cunoscută situația alarmantă privind efectele poluării pe Terra. Poluarea electromagnetică contribuie la distrugerea biosferei cu 40%. A crescut de 400 de milioane de ori față de 1900, când nu aveam aparate de radio. Asta e. Ardere combustibil fosil cu 25%, centrale nucleare, experiențe nucleare, deșeuri radioactive cu 20%, poluare psihică. E, aici apare o mică problemă. Cum adică poluare psihică? Psihotronică. E o problemă și mai mare și karmică. Acțiunile voite ale omului împotriva armoniei creației și, mă rog, deci poluarea psihică, karmică, psihotronică și karmică globală a crescut cu 12%. Poluarea naturală, vulcani, incendii cu 3%. Într-adevăr, omul, fauna și vegetația au capacitatea de a se adapta, dar într-o perioadă mai lungă. Poluarea a afectat destul de mult aura. Aura nu este vreo tânără sau mai puțin tânără doamnă, domnișoară, ci este învelișul acela bioenergetic al trupului omenesc. Corpul plasmatic. Deci nu este o doamnă domnișoară, este un corp plasmatic atât al ființelor vii, vegetației, cât și a lucrurilor nevii. E foarte grav. Aura asta a luat-o razna. Fizica cuantică afirmă că tot ce este viu și neviu, vedeți, intră în zona amplificatorului cuantic. Avem de-a face cu un amplificator cuantic, vă aduc aminte. Și ce spune fizica cuantică? Că tot ce este viu și neviu se supune influențelor și interacțiunilor universului, iar omul este integrat ca parte în univers. Atât în tehnicile de medicină tibetană, vreau să vă spun, fac o paranteză, amplificatorul ăsta cuantic, printre altele, este și economizor de combustibil. O să vedeți. Atât în tehnicile de meditație tibetană, medicină clasică, cât și în Biblie, se cunoaște faptul că suntem influențați de constelații și planete, fiind și tehnici de vindecare prin folosirea informațiilor controlate ale aștrilor. În ultimii 25 de ani, când efectele poluării au devenit mai vizibile, am studiat mai intens situația, având și aparatura necesară la dispoziție și fiind inițiat în tehnici de medicină tibetană, de maestri din China, SUA și Japonia, am avut capacitățile necesare de a măsura aura la sute de persoane, aura apei, nivelul plasmatic al apei, desigur, a alimentelor, fructelor, benzinei, inclusiv și din locuințe. Aura fiind formată din, să vedeți, din ce este formată aura. Asta a fi scris și în, cum să zic eu, în prezentarea amplificatorului cuantic atunci când a fost premiat la Inventica. Habar n-am. Aura fiind formată din particule subatomice ca microleptoni, acum scrie microleptoni, dar de fapt ei poartă numele de microleptori. Sunt niște particule fantasmagorice care țin de o pseudoștiință evidentă. Clară sunt particulele gândului. Gândul e format și sufletul. Microleptoni, leptoni, criptoni, de ăștia n-am auzit. Poate are legătură cu criptonita lui Superman. Nu știu. Torsioni, iarăși n-am aflat de asemenea particule. Informoni, orgoni, câmpul orgonic, chestii, v-am mai povestit cu alte ocazii, dar tot de pseudoștiință ține, graviton, mezon, etc., din grupa mezonilor, bine, exprimarea, vedeți, e destul de anapoda, până la ora actuală se cunosc peste 1000 de tipuri. Aceste particule sunt sensibile, mai să fie, sunt sensibile la poluare electromagnetică și radioactivă. Oare? De această cauză, aura este cu aproape 50% mai, vedeți, calculatorul meu este atacat psihotronic, vrea să se reinstaleze un program. De această cauză, aura este cu aproape 50% mai scăzută la om, cât și la fructe, apă, benzină, față de acum 100 de ani. Corect. Prin cercetări, măsurători și experimentări practice, am stabilit 7 grupe de bază de particule subatomice pentru 7 culori din aură și elementele fizice de rezonare cu fiecare grupă în parte, inclusiv concentrația de rezonanță optimă, o exprimare de-a dreptul
elucubrantă și granulația necesară a elementelor. Dacă dumneavoastră ați înțeles ceva din cele ce v-am citit eu până acum, vă rog să-mi explicați și mie, eu fac de vreo două săptămâni eforturi de a înțelege. Acesta e și motivul pentru care vă comunic această informație. Invențiile. Este vorba despre acest amplificator cuantic. Au fost brevetate și medaliate la Târgul Internațional de Invenții. Vedeți? El își prezintă produsul pe care îl comercializează, nu cu puțin bani, ca fiind premiate la târguri de invenții. Asta îi dă o certificare, îi dă o calitate suplimentară. De fapt, nu există niciuna. Pentru că, repet, la aceste târguri de invenții, din păcate, nu există criterii de evaluare. Se dau anapoda tot soiul de diplome, medalii și așa mai departe. La ora actuală, pe Terra lucrează peste 100.000 de oameni de știință în mii de laboratoare și institute de cercetare pentru a găsi o soluție tehnică de reducere a consumului de combustibil convențional și a CO2-ului, îmi permis să citesc așa, deci a dioxidului de carbon, cu 1%. Într-adevăr, pentru a reduce consumul de combustibil cu 1%, se fac cercetări intense, costisitoare, se luptă pentru reducerea în continuu a consumului de combustibil. Aici, spune personajul, aveți o invenție care reduce consumul de combustibil, mă rog, nu ne legăm de detalii din acestea, convențional cu între 15 și 20%, iar la gaz metan cu 25-30%. Vedeți, nu mai folosește ca în cazul pe care vi l-am prezentat eu cu două săptămâni în urmă, până la 20%. Bă, chiar mi se dă un interval. Amplificatorul cuantic pentru automobile, camioane și furgonete. Este vorba despre un modul dreptunghiular, l-ați văzut dumneavoastră mai devreme, stimulator de particule subatomice. Cum oare ne? Repet, atunci când a fost premiat la târgul acela de invenții de aici, de la noi, din minunata Republică Mioritică, a venit cu chestiile astea. Ce spune acolo? Spunea tot asta? Devine foarte gravă metoda de evaluare a invențiilor atunci când sunt premiate la târguri. Deci, modulul dreptunghiular, simulator de particule subatomice, se lipește de conducta de alimentare cu combustibil. După testele efectuate pe diverse tipuri de mașini, timp de 6 luni s-au constatat următoarele. Relaxează funcțiile motorului, nu prea înțeleg ce e asta, reduce zgomotul cu 20-30%, devine și silențioasă mașina, crește timpul de folosire a uleiului, au un coeficient de lubrifiere bun și la finalizarea ciclului s-a observat un timp necesar între 3 și 7 zile de la aplicarea pe motor pentru acțiunea completă a amplificatorului și stabilizarea efectului, reduce consumul de combustibil, din nou combustibil, și cu 15-20% și crește la 100% în interiorul mașinii față de 10-25% cât era inițial energia. Ați înțeles fraza asta? Eu am înțeles-o între timp. Este vorba de energia din interiorul habitatului mașinii. Aia benefică. În mod normal, la un automobil de ăsta, care nu are amplificator cuantic, cam de ce 25% este energia asta benefică? Ei bine, îți crește energia benefică cu 100 până la 100%. E lucru important. Invențiile au fost brevetate și medaliate la târguri. Ne-am întors. Bun. 2. Amplificatorul cuantic pentru armonizare energetică a locuinței. Același amplificator îți armonizează cuantic și energetic locuința. N-am mai dat detalii. Amplificatorul cuantic pentru irigare și culturi de legume, fructe și depozitarea acestora. Da, este bun dacă apa care, cu care irigi culturile este tratată cu amplificatorul cuantic, bineînțeles, recoltele cresc cu nemiluita. Compoziția amplificatorului cuantic. Să vedeți că avem și o descriere tehnică. Elemente magnetice bivalente cu spectru larg de frecvențe, elemente de oscilație pasivă, elemente de amplificare a oscilației pentru particulele din toate 7 grupe de particule subatomice, nu știu care sala, elemente de amplificare în spectrul indigo-violet, elemente de legare a compoziției. Amplificatorul cuantic are aură violetă. O descriere științifică teribilă. Amplificatorul cuantic îi redă aura violetă a câmpului și aici n-am reușit să înțeleg cum vine treaba. Repet, benzina are aura verde, acum 100 de ani aura benzinei era violetă. Ați înțeles ceva?
Nu înțelegeți, nici nu vă forțați, o luăm ca atare. Amplificatorul cuantic îi redă aura violetă benzinei, bănuiesc eu, și câmpul. Și de la 25 cm pe litru la 100 cm pe litru. N-am reușit să văd ce e această chestie. Ce se măsoară în centimetri pe litru? Dacă dumneavoastră aveți vreo informație, dacă dumneavoastră sunteți, bineînțeles, mai inteligent decât mine, vă rog să mă lămuriți. Energia cuantică a amplificatorului este între 8.000 și 15.000 UC unități cuantice. Între 8 milioane și 15 milioane unități cuantice. Măi, nene! Hai să mergem să vedem în sistemul internațional de măsură. Cam e chestia asta cu unități cuantice. A, nu, pseudoștiința își definește proprii termeni, cum e cu orgonul, cum e cu microleptonul și așa mai departe. A luat premiu, a luat medalie la târg de inventică din România. Iarăși, medalie de argint. Este vorba de stimulator de particule subatomice pentru combustibil fosil și nuclear. Cum, domnule, nu i-a căzut nimănui mâna când i-a dat acestui personaj medalia de argint pentru stimulator de particule subatomice pentru combustibil fosil și nuclear? Și nu fi fost în juriul ăla, nu? Poți să dai, că din titlul te apucă scepticismul, ca să zic eu așa. Haideți să vedeți și asta. Ce face stimulator de particule subatomice? Destinație. Modificările climatice, deci combustibil fosil și nuclear. Modificările climatice au condus la reducerea cu 50-60% a corpului plasmatic al combustibililor, chiar și a apei. Invenția a fost realizată în scopul stimulării acestui corp plasmatic format din particule subatomice. Mă, dumneavoastră înțelegeți ceva? Bine, înțelegeți că avem de-a face cu o năzbâtie. Dar înțelegeți cum de la medalia de argint? Nu înțelegeți. Invenția a fost montată pe zeci de cazane și mașini și reduce consumul cu 15-20%. Mă rog, efect. Reducere de combustibil, gaz, circa 20%. La apă s-a observat creșterea câmpului energetic al apei de la 20 cm pe litru, iarăși aceeași chestie, la 80 cm pe litru. Cum adică? Mai devreme era benzin, acum e apă. Ce înseamnă centimetri pe litru? Folosit în irigație, s-a observat creșterea câmpului energetic al plantelor de 4 ori. Același lucru se întâmpla și cu amplificatorul la cuantic. La ghivece cu flori s-a observat o prelungire a timpului de înflorire de 2-3 săptămâni, de la 2-3 săptămâni la 2 luni. Rezultate de-a dreptul spectaculoase. Ei, acum, haideți să mergem în zona internațională. Pentru că avem aici un ecran antiradiație pentru telefonul mobil. Aveți poza acolo și jos aveți diplomele pe care le-a obținut personajul respectiv. Nu mai știu acum ce medalie, că nu văd eu foarte bine. E o medalie de bronz la Eureka și în partea asta nu văd... A, medalia de bronz la Geneva. Deci, târguri internaționale. Băi, la noi sunt oamenii așa. Mai puțin șepici, sunt mai creduri. Dar aici avem de-a face cu un târg internațional. Ecran antiradiație pentru telefoanele mobile. Ecran antiradiație pentru telefonul mobil. Alcătuire. Substanța activă este compus din cristale a unor metale bivalente cu proprietăți magnetice superioare și conductibilitate electrică redusă. Metale nobile compuși și de stabilizare și elemente de fixare și de oscilație. Acesta conține 16 elemente rezonanță față de concentrare. Mă iertați. 16 elemente în rezonanță de concentrare optime. Prin măsurători de analizor spectral, măsurători infoenergetice, vă dați seama, deci protejează clar, pentru că măsurătorul a fost din acelea infoenergetice, s-a constatat o reducere grupeză de 80% a radiațiilor electromagnetice și de câmp magnetic H și E. De fapt, vorbești de radiații electromagnetice. H și E sunt cele două componente, magnetică și electrică, a câmpului. Omul habar n-are. Măsurători infoenergetice. Beneficitate 120%. Reduce undele de interferență față de corpul uman cu 80%. S-a măsurat un câmp benefic cu diametrul, câmpul are diametrul, de 100 de cm în jurul ecranului de protecție. Invenția a fost medaliată la Geneva. Și iarăși atacul psihotronic se desfășoară. Invenția a fost medaliată la Geneva în 2004 și la Bruxelles în 2006. Deci, iarăși, cum de nu le-a căzut mâna lor care dă dură medaliile? Dom'le,
Dacă ăsta ecranează radiațiile, atunci telefonul mai primește semnal. Ăla, telefonul mai sună? Mai poți vorbi la el? Sau nu? Atenuează numai partea negativă a radiațiilor, pentru că nu s-au făcut niște măsurători infraenergetici. Firesc. Normal. În lumea pseudoștiinței este posibil orice. Prezentul ecran antiradiație, să vedeți, are aură violetă, așa cum trebuie. Acționând benefic pe o rază de 70 de centimetri, iar aura telefonului devine verde. Iarăși foarte bine din aura cenușie inițială. Ridică nivelul vibrațional al utilizatorului de la aură medie roșu deschis la verde albăstrui. Curat științific. Curat, cum să spun, dovedit ca atare pentru a putea fi medaliat la târguri internaționale. Beneficitatea ecranului pentru om 100%, nocivitate 0. Crește randamentul acumulatorului. Peste aură cu aparatură de profil rezonant Field Images și măsurători infoenergetice, elemente de geometrie sacre, mă rog, poate știi. Medalii de argint și de bronz. Târguri internaționale. Bruxelles și Geneva. Păi mai merită în aceste condiții. Chiar dacă lucrările Institutului de Cercetare de la noi ar fi extrem de valoroase, mai pot participa la asemenea saloane? Mai merită să arunci banii? Pentru că acolo medalia de aur obții oricum. Poți să bați câmpii că dorești. Iată, la salonul de la Geneva, o medalie de aur. Centura magnetică. De fapt, este vorba despre un dispozitiv de PVC cu elemente magnetice. Asta este premiat aici. Este aici, în cazul acesta, avem o diplomă, o centură magnetică care nu e așa, face bine. Efecte. Centura magnetică este un potențator magnetic cu efect de creștere a cuantumului energetic al omului. Se știe în ultimul secol că câmpul magnetic terestru s-a redus la jumătate din raportat la ce? Din cauza poluării și deteriorării stratului de ozon. Vedeți, câmpul magnetic afectat de stratul de ozon. O năzbâite complet, cum să spun, evidentă pentru absolut oricine. Mă rog, pentru oricine care mai știe niște măruțișuri, niște mici detalii. La ora actuală, un procent majoritar din populație are un câmp energetic de 20-25 de centimetri. Mai să fie. Puteți comenta dumneavoastră cum doriți acest câmp de 20-25 de centimetri. Depinde de vârstă, depinde de sec, nu știm. Fapt ce generează oboseală cronică și slăbirea sistemului imunitar. Un câmp energetic optim trebuie să fie la 40-50 de centimetri. La un câmp de acest nivel, omul simte starea de beatitudine și are un tonus fizic și psihic ridicat. Centura magnetică rezolvă acest lucru stimulând microporțile energetice. Ce frumos sună, microparte energetică, asta chiar n-am auzit, din punctele de acupunctură și meridianul centură. Tot un alt produs, nu, lăsați imaginea, e aceeași diploma care e pusă la două produse, la centura magnetică și este pusă și la aceste branțuri. V-am citit numai câteva dintre produse, mai aveam a vă prezenta confirmări. Firma QuantMed a testat cu aparatură de bioresonanță efectul dispozitivele de protecție energetică pentru telefoanele mobile. S-a constatat că acestea armonizează câmpul energetic perturbat pe organe și sisteme. Efectul apare la câteva minute. E cu ștampilă. Biorezonanță e folosită. Deci, pseudoștiința își creează propriile instrumente de confirmare. Aici, constatare infraenergetică, iarăși, din punct de vedere al influenței asupra aurei umane, branțurile magnetice ridică nivelul energetic cu 40% prin purtare sistematică. Nu sunt evidențiate efecte nocive. Cu siguranță nu are niciun efect nociv, Doamne ferește. A, nociv el are numai pentru buzunar. Și mai aveam... Nu, n-am mai pus alte constate. Bun, haideți să revin în cadru. Vedeți, este o problemă aici. N-am amuzat. Dar trebuie într-o lume în care... Evaluarea valorii unui rezultat al activității umane începe să se dilueze. Repet, poate sunt eu rămas în urmă, poate impun eu niște reguli, cum că dacă spui că faci ceva, băi, chiar trebuie să faci acel ceva. Dacă ai realizat un dispozitiv care spune, care, pentru care afirmi că economisește combustibil 20-30%, păi chiar trebuie să o facă. În juriul târgurilor de inventică nu există oameni care pun asemenea întrebări. Care este rolul acestor târguri? Sunt întrebări la care n-am eu răspunsuri.
Eu am doar îngrijorarea. Începem să trăim într-o lume în care rațiunea, nevoia de dovadă, începe sau încep să fie abandonate? Să nu ne întristăm prea tare. Eu vă dau o întâlnire săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Roman.